Reprezentanții Colegiului Medicilor continuă să arate cu degetul către centrele de permanență care sunt nerentabile și consumatoare de fonduri ale sistemului de sănătate și ale bugetelor locale. În opinia reprezentanților acestui organism profesional, este necesar ca Ministerul Sănătății să treacă de urgență la reorganizarea acestora pe principii de eficiență. Este o discuție întreagă la Colegiul Central. Săptămâna asta s-au întâlnit cu reprezentanții Ministerului pe mai multe probleme, inclusiv a liberului de după gardă, care e prin ordin de ministru și care se dorește să se schimbe. Ce pot să vă spun este următorul lucru. La luna decembrie, 3600 de oameni au trecut prin CPU, 400 la cele 4 centre. Adică, până la urmă, domnule, ai un stetoscop și o chestie, ca să faci ce? Adică, poate nu e rentabil să-i ții. Dar, pe de altă parte, propunerea care o facem este următoarea. Centru de permanență lângă CPU. În așa fel încât medicul din CPU iese și spune: mata ești verde, mata ești galbe, mata... o să explicăm exact lucrurile astea. Mata cu verde, intre pe ușa asta la centrul de permanență. Și medicul are dreptate, medicul de familie, să spună: n-am decât un stetoscop ăsta. Dar dacă ar fi lângă noi, ar avea toată aparatura pendinte și n-ar mai fi o problemă că n-are decât stetoscop. Înțelegeți? N-ar mai cheltui primăria cu întreținerea acestor centre și ei s-ar apropia de noi, ar avea încărcătură pe gardă ca și cei de la CPU. Deci eu așa văd problema. Asta e propunerea care am făcut-o și sus la Colegiul Central. Aducerea centrelor de permanență lângă centrele de primiri urgențe este o necesitate motivată de descongestionarea urgențelor și transferul de cauze banale. Aduceți centrul de permanență lângă CPU sau UPU, în așa fel încât nu mai este un stetoscop, că avem toată aparatura și nici măcar nu este în pericol, pentru că iese medicul de urgență și triază: tu ce ai? A, îmi doare măseaua, intră aici. Tu ce ai? Cu tare, intră aici. Și în felul ăsta lucrurile sunt ok. Conducerea spitalului este de părere că centrele de permanență sunt utile în tratarea bolilor cronice și pentru asigurarea tratamentului necesar bolnavilor cronici, în aceste situații nefiind necesare dotări de mare anvergură. Iar la centrele de permanență, cei din CPU când s-au referit să se adreseze așa, nu s-au referit pentru EKG sau pentru cei care sunt, să zicem, cu dureri anginoase sau... S-au referit doar pentru pacienții care au boli cronice, pentru acele dureri de coloană lumbară cronice. Dacă sunt pacienți care vin și spun: eu am tratament de la medicul Xulescu și trebuie să faceți injecția asta. Păi, dacă trebuie să faci o injecție, da? Un tratament injectabil, te adresezi centrului de permanență. Nu vii în CPU și spui că mie trebuie să-mi facă, că mi-a zis medicul de la Iași că trebuie să fac injecția respectivă. Plus, avem pacienți care se adresează CPU-ului doar pentru perfuzie. Că trebuie să-și facă tratament perfuzabil o perioadă de timp, câteva zile, și zi de zi vin la aceeași oră să-și facă perfuzia. Aceste cazuri sunt direcționate sau ar trebui să se ducă în centrele de permanență, unde nu ai nevoie, zic eu, de dotări prea mari ca să poți să pui o perfuzie, să poți să faci un tratament cronic. Colegiul Central al Medicilor a mai luat în discuție și problema liberelor necesare medicilor care fac gărzi de noapte, deoarece un medic după o gardă grea are nevoie de repaus fizic. La Roman există 6 centre de permanență, dintre care 2 întreținute de primărie. Alte centre de permanență există la Sagna, Adjudeni și Tămășeni.